Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și vă aduc clipuri aici pe canal cu desene anime, jocuri precum și alte chestii faine, de aceea puteți rupe în două butoane de like și pe cel de subscribe ca să distrugem împreună algoritmul YouTube-ului și să ajungem mai ușor la mai multe persoane. GTA 6 este unul dintre cele mai așteptate jocuri în ziua de azi și vreau să vă zic și eu câteva lucruri despre acest joc și anume de ce el este atât de așteptat. Deși Rockstar încă nu a confirmat oficial faptul că acest joc este in the making, apare din ce mai multe informații despre el. Se pare că se știe deja că acest joc este in the making încă din aprilie 2020. Ce se mai zice că inițial jocul va avea o lansare mai mică, dar lucrurile se vor dezvolta pe măsură ce va trece timpul. Adică creatorii vor adăuga lucruri noi în timpul jocului GTA 6. So, în general, între perioada în care era anunțat jocul și perioada în care efectiv era lansat, dura cam 22 de luni această perioadă, deci practic aveam aproape 2 ani până la lansarea efectivă. Adică asta s-a întâmplat și cu celelalte jocuri GTA și era așteptat ca în 2018, odată cu Red Dead Redemption 2 să se facă acest anunț, dar nu s-a întâmplat nimic, adică cei la Rockstar n-au anunțat încă exact faptul că lucrează la acest joc, n-au anunțat faptul că la un moment dat va fi released acest joc, deci deocamdată nu știm exact nimic oficial despre acest joc, cu toate că toate aceste zvonuri și toate aceste lucruri pe care le știm până acum sunt confirmate, adică teoretic nu au zis că lucrează la acest joc, dar practic lucrează la acest joc, vor să lanseze GTA 6, dar nu se știe exact când va fi această lansare, dar cel mai sigur nu va fi prea curând, mai ales că încă așteptăm așa ceva informații care deocamdată nu prea au venit așa. Conform ultimelor zvonuri, GTA 6 ar trebui să vină undeva prin 2025, jocul desfășurându-se într-un Vice City, caracterizat prin tehnologia zilei de azi. Imediat ce va fi lansat, jocul va mai primi unele update-uri, deci lucrurile se vor mai schimba după ce jocul va apărea oficial. Bine, nici chestia cu Vice City nu e chiar 100%, adică asta se zvonește cel mai mult că e posibil să includă Vice City, dar în același timp se spune despre acest joc că ar trebui în mod normal să se desfășoare în toate statele din America, adică să fie o distanță foarte mare așa între locurile din joc și acest lucru e posibil să facă basically o hartă imensă care va putea fi explorată și să cuprindă actually toată America într-un fel. Cam ăsta este un alt zvon care se spune așa despre acest joc. Poate fi și acest lucru posibil, cred că va fi ceva destul de wow, având în vedere că creează destul de mult la acest proiect, adică din ce se știe așa, cu toate că nu e confirmat de creatori, dar cu siguranță vor să facă ceva mai big, mai huge, mai interesant așa și na, e așteptat acest GTA 6. În iunie acest an au apărut zvonurile cu privire la locația din acest joc și anume că Vice City va fi această locație și tot de aici am aflat că practic GTA 6 se va desfășura în ziua de azi. În 2020 un posibil leak mare a fost postat pe Reddit, iar din acest leak am aflat că acest joc este numit și Project Americas și anume că el se va desfășura atât în America de Nord cât și în America de Sud. La fel cum Vice City este situat pe coasta Americii, așa și un oraș va fi situat în Brazilia și anume acest oraș va fi probabil o reprezentare a orașului Rio de Janeiro. Un alt lucru interesant așa cu privire la această continuare a jocului GTA și anume GTA 6 este că se spune că seria va fi bazată destul de mult așa doar din zvonuri pe seria Narcos de pe Netflix. Deci va fi probabil despre traficul de droguri care se întâmplă în acea zonă a Americii, care este cunoscută de altfel pentru aceste practici foarte legale și da, se va baza mult pe chestia asta, pe traficul de droguri și probabil că de asta și denumirea Project America și legătura asta dintre Statele Unite și Brazilia. Deci cred că va fi foarte legat de treaba asta. Șanse destul de mari, mai ales dacă este să ne gândim la faptul că Vice City este situat fix pe coasta de sud a Americii, deci este basically foarte aproape de toate lucrurile care se întâmplă în acea zonă, așa că na, da, vom vedea ce se va întâmpla. Mai ales că s-ar putea să fie, dacă este legat de treaba asta, e posibil să fie foarte multe întâmplări legate de toate aceste chestii cu care au de-a face dealerii, deci da, cred că va fi și un plot din asta foarte interesant, așa, de urmărit și de jucat, bineînțeles, și cred că va fi ceva destul de nice, așa. Practic, se zice că povestea va fi bazată pe construirea propriului imperiu de droguri. Conform acestui leak, jocul se va desfășura în anii 1970-1980, cu clădiri care se schimbă odată cu timpul, dar și cu o vreme care se va schimba și ea și va avea un impact mai mare asupra jocului. Au mai apărut niște zvonuri la un moment dat cu GTA 6 că e posibil să se extindă mai mult în lume, adică nu se bazeze exclusiv doar pe zona Americii, cum a fost până acum, ci să se extindă din ce în ce mai mult și judecând după leaks-urile astea care au mai apărut cu
privire în special America de Sud, e posibil să se ducă și în acea zonă, dar a mai apărut un link așa, care vorbea chiar despre o extindere spre Europa a acestei lume, adică Londra ar fi fost unul dintre orașele pe care creatorii le-ar fi vizat așa să extindă povestea. Ceea ce chiar ar fi interesant de văzut așa, să pot juca în niște orașe din Europa, ar fi actually pretty nice și e faină direcția asta spre care merge la GTA, dacă, bine, hai să zicem, poate nu în GTA 6, dar poate pe viitor, dacă vor mai produce jocuri și cred că o vor mai face, să se extindă la nivel global. Ar fi chiar wow așa să pot juca toată lumea GTA și să te uiți acolo, să explorezi peisaje și să vezi cum interacționează oamenii în diferite zone ale lumii. Și bine, da, asta presupune să mai treacă probabil câteva zeci de ani, dar da, bă, cred că jocul are direcția asta, I guess, deci cred că va fi din ce în ce mai huge așa în lume și cred că se va extinde pe măsură ce va trece timpul și vor apărea mai multe staff legate de acest joc. Deci asta este ideea creatorilor, aparent, de a se extinde cât mai mult și în cât mai multe direcții, ceea ce e destul de exciting, actually. În ceea ce privește povestea din GTA 6, sunt o mulțime de informații și privire la aceasta. Inițial se vorbea de mai mulți protagoniști, dar leak-ul de pe Reddit vorbea doar despre un personaj numit Ricardo. Povestea ar începe cu Ricardo, care ar duce cocaină din America de Sud în America de Nord. Acest personaj ar urca în ierarhie și ar ajunge din ce în ce mai important, așa. Și mai era un leak care vorbea despre patru personaje principale, și anume doi polițiști și doi drug dealers din ăștia. Fiecare își făcea treaba, adică cu polițiștii lucrai pentru a-i găsi pe drug dealers și drug dealeri își făceau treaba lor de drug dealeri. Și cumva povestea se despărțea la un moment dat, adică la un moment dat fiecare personaj o lua pe drumul lui și puteai să joci în continuare cu orice personaj doreai și să faci poveștile cu fiecare în parte. Și da, și asta este o idee interesantă așa de poveste care actually makes sense dacă ar integra-o în plotul ăsta posibil despre drug wars și așa ce se mai întâmplă în joc. Deci makes sense și această poveste, deși aici zvonurile sunt cam împărțite, așa, pe cum vedeți, una vorbește despre un singur personaj, alta vorbește despre mai multe personaje, deci chestia nu cred că e așa clară de punctul de vedere al poveștii, dar amândouă cam vorbesc despre aceeași zonă și anume Vice City și America de Sud, practic, deci cred că s-ar putea ca cel mai sigur să avem fix acolo în zona aceea să fie povestea și să se desfășoare întâmplările din GTA 6. Nu se știe exact dacă va exista și un PC release pentru GTA 6, dar cel mai sigur, e posibil să vedem mai mult jocul pe PlayStation 5 sau Xbox Series X. Dar cu toate acestea, având în vedere că atât GTA 4 cât și GTA 5 au ajuns până la urmă pe PC, atunci e posibil ca exact același lucru să se întâmple și cu GTA 6, de aceea vom mai vedea acest lucru. Și deocamdată cam acestea sunt lucrurile pe care le știm așa despre GTA 6, cel puțin până în acest moment, lucruri care n-au fost confirmate sau infirmate aici de către creatori, deci mai mult ca zvonuri, dar zvonuri astea cam se repetă așa și coincid anumite chestii între ele, deci apar anumite asemănări între aceste zvonuri, deci sunt șanse mari ca unele dintre aceste lucruri să se confirme, dar na, vom mai vedea, vom mai țin la curent cu ce se mai întâmplă așa cu GTA 6 și mai vorbim despre acest joc pe măsură ce mai apar informații. Acum na, depinde dacă vor avea de gând să facă release la ceva teaser sau ceva trailer sau ceva legat despre acest joc, mai vorbim cu siguranță, dar de deocamdată le luăm așa ca niște zvonuri. Ei de la GTA 6 nu se prea grăbesc în a oferi informații despre acest joc, deci bănuiesc că vor să facă ceva mai big așa și preferă să-și țină gura până în momentul în care vor face release la tot ceea ce au de gând. Deci da, mai așteptăm și mai vorbim despre GTA 6 în sună spasmă. Voi ce spuneți despre toate aceste informații? Credeți că sunt reale și așteptați GTA 6? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Și bineînțeles că de fiecare dată, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți un nou buton de like, cele subscribe și clopoțelul, că mă ajută enorm. Dacă vreți să deveniți și membrii canalului, puteți face și acest lucru, că și asta mă ajută foarte mult. Și mai auzim, mă sună spasă, bă, cu un alt clip pe acest final canal. Eu am fost Sorin, vă doresc o zi uimitoare în continuare. Pa, pa! Ne apropiem și noi încet de a avea toate platformele de streaming. Satan is my name. Like și comentează ca să scăpăm de Omniman. I need some Jesus in my life, especially after I saw this shit.